atunci este cel care merge să trateze migrenele pe care le are, merge să facă niște ședințe de terapie, rolurile ajung să se inverseze, el devenind terapeutul, iar celălalt pacientul. Celălalt fiind Dr. Joseph Breuer, foarte frumos se inversează aici, deci nu vreau să vă spun foarte multe, doar să vă citesc la un moment dat câteva citate, să vedeți cât de bine sunt replicile construite. Mai avem ca personaje pe Freud, Sigmund Freud, și pe Lou Salomé, care este muza lui Nietzsche. Așa de frumos au fost scrise cuvintele în această carte, așa de bine a așezat povestea Irving Yalom, chiar dacă este ficțiune în mare parte, să știți că toate personajele au existat în realitate, știți de fapt deja. Ce mi-a plăcut foarte mult, nu știu, mi se pare așa de greu să umbli la tine, să lucrezi la psihicul tău, la sănătatea ta mentală, să intri acolo în subconștientul tău și să lucrezi puțin la el, să descoperi, să te analizezi, să te cunoști, chiar dacă nu ai acea sete de autocunoaștere, cred că orice om în viața s-ar trebui să lucreze puțin cu el însuși. Pentru că așa e normal, pentru a funcționa într-o societate normală, deși normalitatea asta este relativă oarecum, eu cred că ar trebui totuși să lucrăm fiecare dintre noi puțin la creier, așa, la psihicul nostru, cum spuneam, pentru a ne descoperi, a ne cunoaște și a ne înțelege mai bine. Irving Yalom chiar face treaba asta în acest roman. Bine, el este și un fiind cunoscător al psihologiei umane. Normal să facă asta, pentru că în viața reală el este terapeut, este psiholog. O să vă spun acum, o să vă citesc câteva citate. Așa de frumos a reușit să împletească ficțiunea cu realitatea, pentru că vă spuneam, personajele au existat în realitate. Povestea este oarecum înflorită, să zicem așa, este imaginată de acest doctor, acest psiholog, Irving Yalom. Foarte frumos a așezat pe hârtie și o să vă citesc acum câteva citate, numai că nu mai știu exact în ce pagini găsesc acele citate. O să vă citesc din recenzia pe care am scris-o în 2017, dacă nu greșesc. Ia să vedem, da, în 2017, pe 6 septembrie. Nu, în 2018, pardon, atunci am citit eu cartea asta. Haideți să vă citesc câteva dintre citate. Uitați ce zice Dr. Breuer, cel de care spuneam că era terapeutul, dar apoi a devenit chiar el pacient. Unele dintre declarațiile lui păreau de dreptul ridicole. O afirmație prostească, de exemplu, că tații și fiii au întotdeauna mai multe în comun decât mamele și fiicele, dar multe dintre aforisme îl îndemnau să-și pună întrebări. Care este semnul eliberării? Să nu-ți mai fie rușine în fața ta. Toate acestea erau misterii acum 20 de ani. Știința înaintează încet, dar în fiecare an mai înfrângem o boală. Spune mai departe, este o discuție între Dr. Breuer și Lou Salomé, de care vă spuneam mai devreme. Lou Salomé merge de fapt la acest doctor pentru a-i solicita să-l ajute pe prietenul ei, Nietzsche, care are nevoie de acest ajutor din cauza migrenelor, vă spuneam. Și spune, după cum văd, vă place să faceți totul singură, nu-i privează asta pe bărbați de plăcerea de a vă servi. Iar ea îi răspunde, știm amândoi că unele servicii aduse de bărbați nu sunt neapărat benefice pentru sănătatea femeilor. Viitorul dumneavoastră soț va trebui să se antreneze foarte serios pentru asta. Obiceiurile căpătate într-o viață sunt greu de schimbat. Și răspunde iar lui Salome, căsătorie? Nu, nu-i de mine, v-am spus. Sau poate o căsătorie parțială, poate asta mi-ar conveni, dar nu ceva care să mă lege mai mult. Și apoi ajungem la profesor Nietzsche, care spune, eu nu pot vindeca disperarea, domnule doctor, eu o studiez. Disperarea este prețul pe care îl plătești pentru conștiința de sine. Studiați cu atenție viața și veți afla că întotdeauna dispare. Și mai spune apoi, tot Nietzsche, sunteți îndrăgostiți mai mult de dorință decât de ființa dorită. Cu mult timp în urmă am aflat că e mai ușor să trăiești cu o reputație proastă decât cu o conștiință încărcată. În afară de asta, eu nu sunt lacom, eu nu scriu pentru gloată și știu să am răbdare. Pentru, poate că studenții mei nu s-au născut încă, abia ziua de poi mâine îmi aparține, pentru că unii filozofi se nasc postul. Întreabă apoi tot Nietzsche, ți-ai trăit viața sau te-ai lăsat trăi de ea? Ai ales-o sau ea te-a ales pe tine? Ți-a plăcut sau ai regretat-o? Asta vreau să spun când te întreb dacă ți-ai consumat viața, dacă ai folosit-o până la capăt. Doamne, nu mă pot sătura, deci cartea asta este plină efectiv de citate. Eu am trecut aici câteva, dar întreaga carte ar trebui să... Este, de fapt, un mănunchi de citate. Deci chiar sper să vă convingă să o citiți. Dacă n-ați citit-o până acum, sunt sigură că cine a citit-o este de aceeași părere cu mine, că e o carte extraordinar de bună. Ce mai spune Dr. Breuer?
Pentru ca eu să fiu captivat, femeia trebuie să aibă o anumită privire. O văd acum în minte, ochi strălucitori, larg deschiși, buze ce se închid într-un surâs afectuos. Da, femeia frumoasă are mai multă putere dacă este dorită de alți bărbați, dar o astfel de femeie este prea periculoasă, mari frige. Ah, răspunde Nietzsche, cunosc această dilemă. Femeia cea mai dorită este cea mai înspăimântătoare și, bineînțeles, nu din cauza ceea ce este, ci din cauza imaginii noastre despre ea. Trist, foarte, foarte trist. Să știți că eu n-am spus despre nicio carte până acum că aș vrea să o recitesc. Nu am timp să fac asta, nu am răbdare să mai citesc o carte pe care deja am citit-o și am atât de multe pe listă încât nu aș reciti, sincer vă spun, însă Plânsul lui Nietzsche este una dintre cărțile acelea pe care chiar aș vrea să o recitesc. Vreau să o recitesc, să mă reanalizez când am ocazia să o fac, eu oricum fac asta cu mine, de câte ori îmi fac puțin timp pentru mine. Dacă nu ai un Irvin Yalom în viața ta să stai de vorbă cu el și dacă n-ai un Nietzsche, că nu este, cel mai bine sugerez, de fapt, să citești o carte ca asta. Știu că a scris multe altele, vă spuneam că eu nu sunt încă tentată să le citesc. Am avut curiozitate la un moment dat despre Călătorie către sine, dacă ați citit-o. A scris Eliana, cu care mai făceam eu vloguri înainte, dacă vă aduceți aminte, a scris ea o recenzie pe roxana.ro, las link-ul în descriere și pentru ea. Însă apoi m-a demoralizat, adică n-am fost curioasă să o mai citesc, pentru că a scris ea acolo că o plictisește pe alocuri, a plictisit-o când și când. Dar anumite pasaje, din ce mi-am dat seama, sunt foarte bune, așa că poți să o răsfoiești, chiar dacă nu o citești pe de-a întregul, așa ca coadă. Ce aș mai fi eu curioasă ar fi soluția Schopenhauer, tot de Irvin Yalom, cred că aceea, da. Cred că și el, a citit-o pe asta și Eliana, ia să o întreb cum mi se pare. Cam atât pentru astăzi, nu v-am povestit foarte multe despre acțiune, de-aia m-am axat un pic pe citate, pentru că v-am zis, nu am ce să povestesc eu despre cartea asta când ea este așa o întreagă carte de citate. E atât de bine scrisă și documentată, îmi place mult de tot Irvin Yalom prin această carte. Plânsul lui Nietzsche, recomand, dacă ați citit-o, vă rog să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut și vouă, dacă sunteți de acord cu mine că e o carte genial scrisă și că merită citită de oricine. Eu sunt Roxana, mă bucur că ați fost și astăzi aici, vă invit încă o dată să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați, click pe clopoțel. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog, nu o să fie tot recenzie, o să fie ceva interesant, o să vedeți. Vă aștept și ne vedem pe aici.